Salutare, prieteni! Astăzi facem unboxing, la o placă de întins părul, la o placă marca Philips. Hai să-i dăm drumul. Deci avem pachetul aici. Deci, așa arată cutia. Și acum să vă citesc ceva despre ea. Deci, este o placă de la Philips. Are protecție contra umezele, deci chiar dacă părul este un pic umed, nu o să fie nicio problemă. Poate să fie umed până la 57% umezeală. O să încarce părul cu Ionic Care, deci cu ioni, particule de ioni, și o să-i dea un look cât mai natural și mai frumos. Deci, hai să vă citesc un pic, pentru că are meniu și în română. Deci zice așa, senzor de protecție a umezelii, diagnostichează părul de 30 de ori pe secundă și adaptează temperatura pentru a menține hidratarea naturală a acestuia. Tratament cu ioni. Previne crearea de sarcini statice pentru păr mătăsos, ordonat și strălucitor. Plăci de îndreptare flexibile. Aplicați mai puțină presiune pentru a reduce riscul de rupere. Deci, practic, nu o să trebuiască să apăsați foarte tare. O să treceți doar cu placa prin păr și o să îndrepte părul. Și acum hai să o scoatem afară, din cutie. Așa arată în cutie. Iar aici avem o husă. Asta se poate pune pentru cele care lucrează la coafor și o pot prinde aici la pantalon, știi, și o scoți să lucrezi. Este un accesoriu destul de drăguț. Să vedem ce mai avem aici înăuntru. Avem așa. Avem certificatul de garanție și manualul de utilizare. Iar aici este placa efectivă. Vedeți zona unde se încălzește, plus zona de tratare cu ioni. Iar aici are senzorul de umezeală. Aici avem meniu, o pornim, dăm să-și adapteze temperatura în funcție de gradul de umezeală, iar de aici cel mai probabil o să ridicăm temperatura. Deci observ, ăsta este display-ul și o să vă arăt cum se folosește în cele ce urmează. Deci, cam așa arată placa atunci când este în priză. Aici, după cum v-am arătat, este un mic display, iar în partea de sus arată că este activat modulul anti-umezeală, iar 175 sunt gradele la care se va întinde părul. Și acum hai să vedem cum funcționează această placă și, de fapt, cum își face treaba.
După cum se vede, placa își face foarte ușor treaba, întinde părul foarte rapid, chiar și la o temperatură de 175, nu trebuie să o folosiți neapărat pe cea de 200 de grade. Nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați și voi o placă de păr, nu neapărat asta, găsiți link în descriere. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să mă urmăriți, eu fac review-uri la produse, cât și alte tipuri de clipuri și ne vedem data viitoare. Pa! Cam așa arată rezultatul final. După ce părul a fost îndreptat cu această placă, a durat câteva minute, undeva la 15-20 de minute.